Istorie printre ruine sau clădiri din pagini de istorie ori locuri cu amintiri, a venit rândul să vă dezvăluim miercuri de miercuri povestea obiectelor din muzeu, cum a ajuns acolo, cui au aparținut și de ce astăzi nu sunt simple obiecte, ci adevărate artefacte. Începem așadar o rubrică nouă cu un tablou semnat de pictorul Alexandru Giuvara, unchiul celebrului istoric Neagu Giuvara. Acesta din urmă revendicând tabloul a ajuns la muzeu acum mai bine de 10 ani, în urma unei percheziții vamale. Mărețul tablou, atât la propriu cât și la figurat, realizat în 1881, este așezat pe peretele biroului directoral din muzeu. Tabloul Pădure de Mesteceni al lui Alexandru Giuvara, fost ministru în mai multe guverne și considerat cel mai mare orator din istoria parlamentarismului român, este opera unui pictor amator, dacă aplicăm criteriile strict ale celor care și-au făcut o profesie din artă. Alexandru Giuvara a împărțit atelierul de la Paris cu Nicolae Grigorescu, acesta din urmă recunoscând talentul uriaș al lui Giuvara, care a ales să facă o carieră juridică și politică și să picteze doar din pasiune, în maniera cunoscutului Ion Andreescu. Pădure cu mestecene are o valoare destul de ridicată pe piața internă și astfel că nu este de mirare că tablou reprezintă obiectul unui proces între instituția de cultură giurgiuveană și urmașul pictorului, istoricul Neagu Giuvara. Maniera de realizare a acestui tablou este similară contemporanului lui, la fel de mare pictor, Ion Andreescu, care are și el păduri de mesteceni. Oricum, tabloul este înrămat împreună cu alte două piese care îi reprezintă pe fratele lui Alexandru Giuvara, diplomatul Trandafir Giuvara, și pe soția acestuia, la Brussel, în Belgia, pe când Trandafir era acolo ministrul României la începutul secolului 20. Rama datează din anul 1902.